mulțumesc Vasile Câmpeanu, născut în străvechiul oraș Abrud din Țara Moților, căsătorit la Cluj cu o sălăjancă, de profesie ofițer, în prezent în retragere. Am ajuns, după cum vedeți, decanul de vârstă al seriei respective. Și v-ați retras la Hergelia. V-ați retras la Hergelia. Da. Deci sunt decan de vârstă împreună cu colegul meu, colonelul Mihai Constantin. La vârsta respectivă, aș zice că am ajuns, încă cariera militară impune inteligență împletită îndeaproape cu pregătirea fizică. Deci pentru a face corp comun în ceea ce privește sănătatea. Am umblat prin mai multe garnizoane, Timișoara, Cluj, Zalău, București. În prezent în Cluj, ca pensionar. În ce privește... Câți ani de carieră? Poftiți? Câți ani? Câți ani? De carieră militară. Carieră militară. 42 de ani bătuți pe muche. Felicitări! În ce privește locația dumneavoastră, aș putea să apreciez că este ordine, disciplină, curățenie desăvârșită, tratamentele se execută la un calificativ, aș putea să spun, foarte bun, foarte bine, sau haideți să spunem chiar superlativ. Și ce este mai important în același timp este faptul că spiritul Domnului domnește în societatea noastră, în locația noastră. Vă mulțumesc!